Demarate în primăvara acestui an, lucrările la cea mai mare sală de sport din județ sunt finalizate în proporție de 20%. Construcția amplasată la intrarea în oraș dinspre Pitești, lângă bazinul de înot, este un proiect îndrăzneț pe care autoritățile locale speră să-l finalizeze până la finele anului 2015. Aproape toată structura de rezistență este la final. S-au conturat zonele de tribune. După cum vedem, suntem undeva în teren, ca să spun așa. Toamna aceasta, dacă se reușește și va fi o toamnă mai lungă, se va începe pentru fermele care va da forma acoperișului, astfel încât în primăvară, atunci când vremea va permite, să înceapă să se lucreze, iată, la zona de pardoseală. Autoritățile locale spun că odată finalizată, sala de sport multifuncțională va putea găzdui competiții sportive naționale, dar și internaționale, de handbal, basket, volei, tenis, jocuri cu mingea și gimnastică. Este concepută pentru copiii din Mioveni în principal, iar dacă cluburile vor avea competiții județene, competiții naționale și, de ce nu, putem organiza cu federațiile și competiții internaționale, dacă sala va corespunde, evident, din punct de vedere al acestor autorizații. Potrivit proiectului, sala multifuncțională va avea o capacitate de aproximativ 2500 de locuri, suprafața totală necesară pentru toate funcțiile acesteia fiind de aproximativ 5800 de metri pătrați. Până în prezent, orașul nu a beneficiat de o construcție specifică desfășurării de activități competiționale de sală. În prezent, la nivelul orașului Mioveni, activitatea sportivă se desfășoară în sălile de sport ale școlilor, improprii activității de performanță și desfășurării competițiilor sportive. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 5 milioane de euro, bani ce provin de la bugetul local.